Bună lume, eu sunt Valentin Radu, iar astăzi s-a băgat un update foarte mare. Hai să vi-l arăt. Și s-a băgat 8 bit. S-a băgat nou skin, sau cum vreți voi să-i ziceți, pe Piper. Am observat la Penny că... nu cred că am observat nimic. Ba da. Cum se dă așa, bum. Așa. Și astăzi vreau să jucăm cu Obit. M-am jucat eu cu Obit, vedeți, am 4 trofee, doar un meci am jucat. Așa, și hai să dăm solo showdown. Și dacă mai vreți episoade din Brawl Stars, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Și am văzut la un YouTuber că astăzi se bagă noul brawler și brawlerul nu aleargă repede, trage cu ceva lasere sau nu știu cu ce. Și se încarcă repede atacul. E primul meu solo showdown cu el. Nu vom bi pentru că n-am de ce. Normal că sunt mulți de ăștia. Bă, da, mor primul. Da, sunt începător, că nu știu să joc cu el. Un singur meci, ăsta e al doilea meci cu el. Cu Obit. Și acum, cred că ați văzut la un YouTuber că... Am omoară ăsta. Sau nu. Că... Dacă l-am omor eu. Bă, câtă viață mare. Nu! Uite cum ar fi îndăsuc aici. Dacă stau în raza asta. Și acum, dacă vrei să deschideți, nu știu foarte multe din update, pentru că nu m-am uitat la tot, e live acum, am un YouTuber. Îl cheamă Sinner, dacă știți. Mamă, dar ăla dă mult damage. Aoleu, trebuie să-mi fac viața. Și poți acum să deschizi Big Box-uri cu Star Point-uri și Mega Box. Noi suntem 3, aoleu! Eu cred că am cel mai mult power. Ok, să vedem. Mort. 1v1, să vedem cine câștigă. Una asta aici. Îi dă mai mult de mic dacă stau în raza asta. Aoleu, dar mă moară. Fac, trebuie să fac viața. Și are raza destul de mare, uitați-o. Aproape ca un Piper. Hai. Stai de bine, bă. Am câștigat primul meu meci de solo. Cu Obit. Rang 2, Obit, yay! Băgă și un gen grep. Și mai am auzit că acum doar Brawl Ball o să mai se bage, adică nu o să mai se schimbe niciodată modul de joc, doar Brawl Ball. Hai bă, asta e nașpa. Găsește greu playeri. O să dau X aici și o să mai bag o dată. Să vedem dacă găsește. O să așteptăm un minut, să vedem. De fapt nu, hai să stăm puțin, să vedem. Mai s-a băgat un om, hai. Nu cred că mergem. Așa că n-am luat-o și pe Roza și nu mi-a mers. Hai că mai bag un solo. În episodul de astăzi o să joc doar cu Obit, pentru că da, e un brawler. Și după meciul ăsta... Ce voce are. Și după meciul ăsta o să vă arăt ce o să-i afeca. Nu. Are vreo 3000 viață. Obit. Și sparge repede cutiile. Dar problema e că merge încet. Asta e singura problemă. Că rest mă descurc. Uite cum mă nimerește asta. Mamă, cum mă nimerește, am omorât. N-are nimic, băieți, nu pierd niciun trofeu dacă mă omorât. Ok, și acum hai să vă arăt pe shop, uitați, pot să cumpăr Mega Box. Și să spuneți, vă rog frumos, în comentarii dacă vreți să...
o luăm pe Tara cu Star Points-uri sau pe Piper. Sau puteți să spuneți dacă vreți să le iau pe amândouă, dar mai bine spuneți care să o iau. Că nu știu care să o iau, dar vă rog frumos să scrieți în comentarii. Bă, vă iau pe Tara, bă, vă iau pe Piper. Uitați, e un skin pe Piper. Mie îmi place mai mult Tara asta, skin-ul pe ea. Dar asta o să vă las pe voi să vă gândiți și să spuneți. O să mai dăm câteva meciuri cu Obit. Are 4000 viață, e bine, 4300 viață. Perfect! Cred că Obitul bate pe Tic. Da, acum o să găsim numai Obit cu meci. O să mă uită după aia să vedem dacă sunt fun. Nu știu, și văd că mă nimerește repede, rău. Ne-am omorât amândoi. 4 trofee, foarte bine. Ok. Am jucat și cu Obit. Foarte tare. Am zis că o să joc tot episodul cu Obit, dar vreau să vă arăt și pe Piper. O să jucăm un meci cu Piper. Și apoi jucăm cu Obit. E foarte tare brawlerul. E foarte, foarte tare. Ok, ok, ok. Și harta asta e perfectă pentru Obit. Și pentru Piper. Hai să nu mă omori. Sper să nu vină un bull, că dacă vine un bull, tot ce nu mi-am dorit eu. Mort? Ea vrea să mă omoare. Nu, 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 nu. Vreau să mă omoare. Mamă, trebuie să fac viața. Mamă, bun, s-a făcut de power. Să țin minte că, uite, uite și ăsta are skin-ul pe Tara. Dar are star power. Are star power. Să țin minte că asta stă aici, Shelly. Campează. Hai să o batem, hai să o batem. Îi dau și ei una. Și, ai mă, pe bune! Oricum, e moarte, e moarte. Hop. M-a prins aici. Am fugit. Nu. Trag după aia ca să nu vină. Unde e bulul ăla? Mi-e frică de el. Are skin-ul roz. Ați văzut cum am nimerit acolo, dar mi-a dat și ea bucata. Ce jbecher cu Piper? O să mai joc un singur match, apoi revenim la Nenea Obit. Da, și o să se bage și un skin pe Leon, bine. Eu nu l-am pe shop. Dar o să se bage și pe shop. Și pe Piper vreau să fac... Bă, dar îl nimerești și pe moșneacul ăsta la anul. Mă nimerește el de 10 ori. E să-mi fac viața. Îi dau o bucată, dar nu l-am nimerit normal. Fax. M-a prins aici. Da. M-a prins aici, pe bune. Și dă și ăla după mine. Da, na, sorry. Bă, spuneți și mie ce puteam eu să fac în situația aia. Am scăzut trofee, dar nu e nicio problemă, că... Deci că Obit. Uite. Acum o să fie Obit primul. Și Leon o să fie... credeam că e ultimul. Yeah, Obit. Are o voce, dar văd că nu vorbește. Dar știu că, cred că i-a pus voce la Obidu. Că parcă când omorau oameni vorbea. Aoleu, merge lag.
Eu vreau să vă cubie cu Obit al alt player, dar văd că doar Obit joc. Doar Obit sunt în meci. Nu, 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 Obit, nu Obit. Nu, fii cu minte, Obit. Te prieten, Obit! 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 Bine, chiar nu știu cu ce mă ajută zona asta. Adică știu ce face... Cred că dă mai mult damage, sunt așa. Știu că dă mai mult damage, dar mie nu mi se pare că dă mult damage. Uite, am aruncat aia. Mort. Nu vreau, nu? Mori! Bine, bă, bine. Astăzi ne-am distrat și cu Obit. Rang 4 cu Obit. Super tare, super tare. Hai să vedem. Deci, parcă dădeam aici la betting sau battling. Da, băieți, se pare că da. Toți am fost. 7000 de trofee, frumos. Ei, da. Toți am fost Obit, deci Obit, aici am fost, mamă, câte pipere, 2, 4, 5 pipere, deci numai full de Obit. Ah, și aici, eu ce eram aici? Ah, da, toți am fost aproape Obit, numai că a fost Bibi asta. Da, și o să mai dăm un sigur match cu Tara. Așa, pentru că știu că o să se bage skin pe ea. Și da, de fapt s-a băgat skin pe aia. Ce păcăt, pot să o cumpăr acum, dar nu vreau să o cumpăr. Ok, și hai să vedem cu... Hai să jucăm un sigur jet grab la Tara. Fiți atenți, băieți. Acum dacă pierdem sau câștigă, nu contează. Eu sunt bucuros că s-a lansat update-ul. Chiar azi la 11 s-a lansat, 11:30 parcă. Oh, și normal că avem o Piper și un Obit. Și iau un Obit. Ha! Dar cred că noi câștigăm. Tara e bună pe gen grab. Dacă ai... ăștia buni, echipierii buni. Vino, bă, încoa! Și chiar joacă bine tipul ăsta cu Obit și asta cu Piper. Și asta cu Piper. Mormori. Mamă, ne descurcă foarte bine. Mamă, ne-a strâns aici. Dă-i, dă-i, dă-i. Mai ne trebuie un jump și ne tragem. Are și asta viața lui. Hai să ne retragem. Eu n-am niciun gem, deci cum ar fi, eu i-am lăsat pe ei să ia gemurile și doar eu i-am ajutat. Meci a fost foarte ușor. Yay! M-am murdeci, am câștigat. A crezut că pierde, dar am câștigat din păcate. Și uite, game over. Așa, deci când pierzi așa, îți face la domnul ăla. Ok, și v-am zis că da. Și stați puțin. Înainte să încheie episodul. Înainte să încheie episodul. Hai. Așa, creit. Are doar un star power. N-am care două. Damage bonus, hai, dă damage bonus. Cred că îi dă damage bonus, da, când e în zona aia a lui. O să jucăm foarte puțin cu domnul Obit. Cu star power-ul lui, să vedem ce facem. Nu m-a interesat de star power, doar vreau să fac ultimata și să mă bag cu cineva. Da, uite, cu ăsta îl bat, mi-a dat.
Ok, să vedem pe altcineva. Uite pe carul ăla, dacă putem. Punem ultimata. Și acum ultimata e mai mare, vedeți? Are range-ul mai mare ultimata. Și îmi dă 50%, adică cum ar fi, are putere mai multă să îmi dea de bici când stau în zona aia. Când trag un inamic în zona aia, îmi dă mai mult de bici, uitați. Bum, bum, bum. I-am dat mai mult de bici, vedeți? Da, și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. O să mai facem episoade cu Brawl Stars, stați liniștit. O să mai jucăm și cu Obit. Da, și cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și butonul de like, să dați un subscribe și să vă abonați și voi. Și da, o să mai jucăm cu Obit. Da. Ok, și cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, vă zic a doua oară. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!